spate la cruce, dragoste lui ne-a cuvins. Nimeni nu ne-a pus la cerul, Iisus ni s-a deschis. Și prin ce spate la cruce, dragoste lui ne-a cuvins. Dar numai Dumnezeu mi-a schimbat viața. Din el, prin el și pe el.
Fericiți și necas. Pentru că această bucurie, această fericire, e a Duhului Sfânt, nu e a noastră. Să poți să zâmbești atunci când nu poți zâmbi. Și să te poți bucura atunci când nu poți să te bucuri. Că asta contează foarte mult. Să poți să-i zâmbești unui om. Pentru că sunt vădători de multe ori. Aduce vindecare sufletului. Amin. Hristos Domnul se duce în casa unui om, lui Simon, îi pregătește masa, stau la masă. Și cele din urmă Domnul îi spune, am intrat în casa ta, dar nu mi-ai zâmbit. Nu te văd un om bucuros, pentru că bucuria vine acolo unde e Hristos. Slăvit să fie Domnul. Îngerul și oastea cerească se une și cântă și spune, mare bucurie astăzi. Că mi s-a născut un Mântuitor. Bucuria, fericirea vine acolo unde e Mântuitorul. Slăvit să fie Domnul. Darurile vin acolo unde se naște Mântuitorul. Să zâmbești și să te bucuri și atunci când nu poți. Trăim într-o lume care nu zâmbește. Trăim într-o lume lipsită de bucurie și de fericire. Când oamenii cred că dacă au bani, case, aveți, vor fi fericiți și nici așa. Eu cred că fericirea vine acolo unde e mântuirea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Am fost într-o casă, o casă mică, cu mulți copii, o familie mare. Le ploua în casă când am intrat acolo, stăteau jos în jurul mesei, mâncau și am văzut atâta fericire în inima lor. Și le-am spus, de ce fericiți? Vă plouă în casă! De ce fericiți că sunteți necăjiți? De ce suntem fericiți?
că-L avem pe Iisus în inima noastră. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu! Dacă o să ne vadă oamenii noi care suntem mântuiți, că ne lipsește fericirea, ei niciodată nu o să ne urmeze. Când trăiești pocăința, când trăiești în adevărul, când trăiești în prezența Lui, când trăiești cu El, ești fericit. Nopțile de priveghi, când ne-am înmormântat băiatul, băteam din palme și cântam. Și unii oameni mi-au spus, spuneau la alți, că mi-am ieșit din minte, am luat-o rasna. Dar eu cântam și băteam din palme, pentru că eu eram ancorat de Hristos. Pentru că când vin problemele, atunci se vede dacă ești lipsit de bucurie. Mai avem o speranță în inimă, chiar dacă trăim într-o lume rea, trăim în valea umbrei morții. Mai avem o speranță și o nădejde că va veni o zi când vom trăi veșnic în Împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Înainte de a intra într-o rugăciune, să ne rugăm ca Dumnezeu să lasă har, ungere, descoperire, profeție în mesaj. L-a rugat pe fratele dintre voi să ne conducă în câteva strofe dintr-o cântare cu instrument, după care vrem să ne rugăm. Doamne, lasă har! Doamne, atinge-ne de fiecare! Toți am venit aici pentru că am văzut minusurile, am văzut falimentul din viața noastră, ne-am văzut acolo unde am greșit. Am venit ca să ne refacem. Stăm în prezența lui Dumnezeu și dacă ne recunoaștem, cred că Dumnezeu ne va ajuta să reparăm ceea ce noi am stricat. Doamne Dumnezeu, le-ai grijă de noi. Două, trei strofe dintr-o cântare, Doamne.
părinteți, lăudați cu toții pe Dumnezeu, sunt ca lui Israel. Și mi-a spus, e frumos aici, la conferință. Am zis, e frumos pentru că sunt frați. Dacă o să vin peste o săptămână, sigur nu o să fie frumos, pentru că frumos sunteți voi. Și dacă aici, Sinaia, în sala asta, e ceva frumos, e pentru că voi sunteți frumos. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să văd aici, într-o lăgumește, fratele Adi, cum știm noi, Țur, și pe sora Mariană. Domnul să-i binecuvânteze. Frații de la București, împreună cu fratele Pui Onoriu și sora Liliana, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Puiu. Amin? Amin. 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 Apoi și fratele Gheorghe Casacu, e împreună aici cu noi. Domnul Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe sora Cristina. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Fratele Lipgeantă, Domnul să-l binecuvinteze. E împreună aici. Noi la conferință, să-L binecuvinteze Dumnezeu. Amin, amin. Bucurile continuă. Fratele pastor Lazar Loc, mi-am adus aminte că cu ani în urmă, cred că sunt vreo 20 de ani, de că noi tofeni auzeam predicile lui pe casete, noi la CD-uri, casete, ne bucuram. Acum pentru noi o cinste, frate pastor, că sunteți la mijlocul nostru. Ne bucurăm din toată inima. Și aș vrea în continuare, nu numai aici, la Sinaia, ci și la Tofia, să facem un studiu de o săptămână, să promiteți în fața bisericii, că ridicați mâna că sunteți de acord. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Cu mare bucurie ne suntem onoranți, noi romii, în mijlocul nostru, mare învățător, mare Dumnezeu. Știm că e foarte bun prieten cu fratele Puiu, tot cu rom, tot țigan. Înseamnă că de undeva vă trageți tot într-o familie romanii, să vă bine. Ne bucurăm că postul de televiziune Credo TV, creștin, împreună cu noi fratele Iosif și echipa care filmează, aș vrea să vă spun că postul de televiziune creștin Credo TV, de multe ori poate aș vrea să vă spun chiar despre mine, că au fost momente când n-am fost așa cum trebuie, dar acest post de televiziune creștin totdeauna ne-a transmis și ne-a adus bucurie în casele noastre. Aș vrea să vă spun că noi suntem păstori la o biserică. Pot să spun că fratele Iosif cu echipa, el e păstor internațional. El trimite mesaje la pachet pentru acasă. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Grupul de frați de la biserica Rugul Aprins București îi invit să vină aici pe scenă, împreună cu fratele Remus, care e conducătorul de biserică de acolo, din biserica Rugul Aprins, îi invit să vină în față, să laude pe Domnul cu trei cântări. Și în urma acestor cântări, fratele Remus, conducătorul bisericii, ne va aduce un scurt gând, un mesaj din partea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze. Amin. 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 Pe romanes, am arunc alo puiulos, a prins pe dea pe berj, a cam asta la sfârșitul slujbii de care ați rugăciunea pentru el. O dă-l pe bine cu vinul. Binecuvintează, dar casa robului tău, ca să rămână pe vecine înaintea ta.
căci cel binecuvinte este Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Sfânt numele Tău, de Sfânt numele Tău.
cuvinte pline de farmec, îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împărat, ca panul mistuitor iscusit să-mi fie limba. Tu, Doamne, ești cel mai frumos dintre toți oamenii. Cuvinte pline de farmec, îmi clocotesc în inimă, thank you.
adevărul pe care l-am în inimă din partea Duhului lui Dumnezeu este ca, în primul rând, Domnul Dumnezeul nostru să fie înălțat. Amin. Amin. În al doilea rând, orice familie să fie zidită Biserica lui Iisus Hristos. Amin. Și într-un mod special, Satana să piardă. Amin. Și dacă sunteți de acord, mai spuneți un amin din toate. Amin. Voi citi din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25, până la versetul 29. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a văzut vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Bine. Ca să iubim așa cum a iubit Hristos, mai întâi trebuie să aflăm cum a iubit Hristos biserica. Adică Sfântul Apostol Pavel spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele așa cum Hristos a iubit biserica. Ca orice bărbat să-și iubească nevasta cum a iubit Hristos biserica, ar trebui să afle cum Hristos și-a iubit biserica. În primul rând, Domnul nostru Iisus Hristos și-a iubit biserica cu toate defectele ei. Când era pătată, când avea zbârcituri și când era murdară, Hristos a iubit-o așa cum era. Hristos iubește biserica sa așa cum, așa cum este. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este de acord cu defectele bisericii. Ci asta înseamnă că dacă Dumnezeu iubește biserica cu toate defectele ei, asta înseamnă că Dumnezeu așteaptă într-o zi ca biserica să se perfecționeze înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, așa cum Hristos iubește biserica, bărbaților, iubiți-vă și voi nevestele, cum? Iubiți-le cu toate defectele ei. Cu defectele lor. Orice bărbat este dator să-și iubească nevasta cu toate defectele ei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie de acord cu toate defectele. Asta nu înseamnă că trebuie să iubească defectele. Dar Biblia ne cheamă să iubim pe cea de lângă noi, așa cum este. Și bineînțeles, această responsabilitate revine și soților, nevestelor. Și ele au datoria aceasta să-și iubească bărbații, așa cum sunt, cu toate defectele lor. Este chemarea Duhului lui Dumnezeu în această seară și la rugăciune. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, mă hotărăsc din toată inima mea să iubesc pe cea de lângă mine așa cum este cu toate defectele ei. Și orice soție să spună, Doamne Dumnezeule, mă hotărăsc în această seară să iubesc pe cel de lângă mine așa cum este cu toate defectele lui. Amin. Și să mă rog, Doamne Dumnezeule, și să cred că într-o zi lucrurile se vor schimba. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l spunem înaintea lui Dumnezeu și cred că este de maximă importanță, este să spunem așa și, Doamne, în această rugăciune mă hotărăsc să las trecutul să rămână trecut. Să nu mai lăsăm trecutul să distrugă prezentul nostru și nici viitorul nostru. Trecutul să rămână trecut, pentru că Biblia spune că Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru familiile noastre. Vreau să reuși să spunem, măriți să fie Domnul. Vom sta înaintea lui Dumnezeu cu aceste gânduri și mă spune, Doamne, vreau să iubesc pe cea de lângă mine așa cum este. Și spui, Doamne, vreau să-L iubesc pe cel de lângă mine așa cum este și mă voi ruga pentru el, mă voi ruga pentru ea, pentru ca în fiecare zi, Doamne Dumnezeu, să se perfecționeze după buna plăcerea Voii Tale și în felul acesta noi să fim uniți într-un chip de sfârșit. Și, Doamne, încă ceva, nu vreau să mai las trecutul să distrugă bucuria prezentului și a viitorului. Și eu cred că dacă ne mai propunem încă un lucru foarte important, să spunem așa, Doamne Dumnezeule, mai îmi propun un lucru în această rugăciune și te rog să-mi dai putere să nu mai supăr, Doamne Dumnezeu. Nu de supărat, că supărarea duce numai la rău. Dacă am învățat să nu ne mai supărăm, n-am ajunge să mai fim nervoși și n-am mai ajunge să ne ucidem unul pe celălalt cu vorba. Și apoi să o luăm iarăși de la capăt, cu lacrimi, cu durere și cu suferință în suflet. Dumnezeul nostru ne cheamă în această seară. Și este plin de dragoste și plin de iubire. Și El spune așa, iubiți-vă așa cum sunteți.
Iubiți pe cea de lângă voi, pe cel de lângă voi cu toate defectele pe care le aveți. Îngăduiți-vă unii pe ceilalți. Și încă ceva, lăsați trecutul să rămână trecut. Și propuneți-vă înaintea lui Dumnezeu să aveți putere să nu mai supărați. Pentru că dacă noi mai supărăm, 100% vom fi familii mai fericite decât am fost până am venit la această conferință. Vă chem să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu și împreună să înălțăm inima noastră cu un strigăt sincer și curat înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Doamne, Tată din Cerul, să ne înțelegem. Thank you.
Cana. N-a făcut-o Domnul cu vasele goline. Vrem minuni, dar noi suntem goliți de prezența lui Dumnezeu. Noi vrem minuni, dar minunea vine când te umple Dumnezeu. Și când scoți din ceea ce pune Dumnezeu, atunci fericire și minune în casa ta. Când scoatem din ceea ce pune noi probleme, ne rănim unul pe celălalt, dar când scoți din ceea ce pune Dumnezeu, ajută pe cel de lângă tine. Slăvit să fie Domnul. Psalmistul spune în Psalmul 128, fericire, ferice va fi de cel care se teme de Dumnezeu. Noi vrem fericire în casele noastre. Dacă vrei fericire, tu trebuie să devii un bărbat temător de Dumnezeu. Soția viseroditoare și copiii ca niște lăstate măslini. Iată de ce samariteanul a avut și vin și unde lemn. Unde-i vița, ai strugurul și vin. Unde-i lăstarul de măslin, acolo e unde lemnul. Un om temător de Dumnezeu le are în inima lui. Facă bunul Dumnezeu noi toți bărbați să umblăm în frică și noi să fie frica lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Niciodată n-ai să fii un tată și un soț de care poți să aduci fericirea în casa ta dacă nu ești temător de Dumnezeu. A trecut boala, a trecut moartea, acum 7 ani mi-am înmormântat un copil, acum un an încinere de 22 de ani, și atâtea lucruri. Dar niciodată copiii mei n-au văzut în mine un tată slab. Totdeauna am lăudat pe Domnul. Cântam. Trezeam copiii din somn cântând. Pentru că știu că eu nu sunt tare. Noi nu suntem tare că suntem noi. Pentru că cel ce îi locuiește noi e tare. Și poți deveni fericit și bucuros în momentul când trăiești cu Dumnezeu. Poți să ai multe și tot e fericit să fii. Când îl ai pe Dumnezeu și necaz, ești plin de fericire. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânte cu roada aceasta fericire. Să vadă toți oamenii că noi avem un împărat. Mai ales noi romii, că nu știam să ne respectăm soțiile. Nu știam să spunem să rămână la masă. Sau să-i aducem o floare. Recunosc toflea, biserica, rugul aprins. E un fenomen. N-a putut nicio instituție din România. N-a putut niciun profesor, niciun învățător. S-a coborât la noi samariteanul milos. În mijlocul nostru. Și dacă toflea a devenit un fenomen, nu-i datorită lui Vasile și Ioniță. E datorită celui care locuiește în cer, generalul de armată, care merită aplauzele noastre. Ne-a schimbat caracterul. Ne-a învățat cum să ne rugăm, cum să stăm la masă. El ne-a învățat. N-am auzit niciun învățător sau profesor să spună învățați de la mine. Dar el a spus, învățați de la mine. Eu sunt și blând și smerituit. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și cred că Dumnezeu are resurse de binecuvântare. Eu cred și știu. Apreciez ce primim. În mijlocul nostru e un om al lui Dumnezeu care e binecuvântat. Dumnezeu îi spune lui Abraham, te voi binecuvânta. Eu nu sunt mulțumit să mă binecuvânteze Dumnezeu. Asta e valoare pentru mine. Eu vreau să devin o sursă de binecuvântare. Dumnezeu îi spune lui Abraham, și te voi face o binecuvântare. În mijlocul nostru e un om binecuvântat, care cred că din el Dumnezeu va îngădui și va lucra să curgă binecuvântări peste noi. Când vei deveni o binecuvântare, vei fi o sursă de fericire și de alții. Când vei deveni o binecuvântare, vei pune pâinea ta și de masă altuia care nu are ce mânca. Când vei deveni o binecuvântare, banul tău va fi și pentru cel care nu are ce cumpăra medicament pentru copii. Asta înseamnă să devii o binecuvântare. Domnul Dumnezeu să ne ajută să devenim binecuvântări în mâna lui Dumnezeu. Amin? Amin. Am dorit continuare, fratele Emi, Domnul să binecuvânteze. Amaroca, o dă pe binecuvântare. Să laudă pe Domnul cu un grup alte cântări și în urmă cântărilor vrem să ascultăm mesajul lui Dumnezeu prin fratele pastor cu o clasă. O dă-te bine.
binecuvintez. Amin. Odată te binecuvintez. Amin.
Exod 38:8. Cuvântul Domnului spune în felul următor. A făcut ligianul de aramă cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Amin. S-a reparat și computerul. Înseamnă că suntem pe drumul bun. Înainte de a rosti mesajul acestei seri, aș vrea să îmi permiteți să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru rugăciunile care le-ați înălțat pentru mine și pentru soția mea. Anul trecut am avut un început de an foarte dificil. Cu un an în urmă, pe vremea aceasta, aveam fața paralizată și aproape că mi-am pierdut vederea în totalitate. În 31 decembrie am făcut un infarct cerebral, o hemoragie cerebrală și, bineînțeles, am fost dus de urgență la spital. Am fost tratat după cele mai bune proceduri ale medicilor americani și apoi am fost externat după 5 zile de spital și mi s-a spus că în condiția mea va trebui cel puțin un jumătate de an, un an, să-mi revin parțial. Dar voi rămânea cu urme de vedere, cu fața paralizată, cu pleoapa căzută. Însă Dumnezeu a lucrat de așa manieră că într-o lună și jumătate Dumnezeu m-a ridicat în picioare, m-a pus din nou în capul oaselor. Vă văd și vă văd bine, să știți, că sunt unii care nu văd bine, știți dumneavoastră. Și vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră. Știu că v-ați rugat în biserică. Face foarte, foarte mult ca cineva să te prezinte înaintea lui Dumnezeu. Cu 5 ani în urmă am mai avut o experiență de sănătate. Într-una din zile, era 9 noiembrie, după ce m-am dus acasă de la biserică, era marțea după masă, se lucra la noi la biserică, am căzut jos dintr-o dată și pentru 5 zile am fost în comă. În a treia zi de stare din aceasta în care eram în altă lume, nu eram în lumea aceasta, o soră din biserică s-a dus la soție și i-a spus: Sora Magdalena, am o veste care să vă îmbucure. Fratele Gogo să-și revină din comă și o să fie bine. Și a zis: știți ce am făcut astăzi? Astăzi am sunat în România la un bătrân pe care îl știu eu de când eram în România. Și i-am spus acestui frate așa: frate, am o cauză foarte specială. N-a spus ce cauză. Am o cauză foarte specială. Vreți să vă rugați cu mine pentru cauza aceasta? Și spune, ne-am rugat, s-a rugat fratele acesta, bătrânul acesta, și după ce ne-a rugat, a zis așa: am văzut că te-ai rugat pentru păstorul tău. Domnul mi l-a arătat într-o vedenie că este pe patul de moarte, într-un spital. Însă Domnul mi-a spus să-i spui soției lui că nu va muri, pentru că Domnul se va atinge de el. Și l-am văzut, de fapt, spunea omul acesta din partea Dumnezeu, acoperit cu o pătură de rugăciuni. Pentru că s-au rugat frașii și surori din toată lumea care m-au cunoscut pentru mine. Face foarte mult rugăciune. Face foarte mult rugăciune. Și de aceea vă încurajez, stați în rugăciune, pentru că aceasta întărește și familia. Apoi, parcă n-a fost suficient anul trecut că am făcut hemoragia cerebrală, infarctul cerebral. În 31 martie anul trecut, soția mea a fost diagnosticată dintr-o dată cu cancer la rinichi. I-a fost extirpat de urgență rinichiul drept, pentru că a fost mâncat aproape complet de cancer. Partea bună și frumoasă este că boala aceasta nu s-a răspândit în restul corpului. Soția este bine și prin mine vă mulțumește pentru rugăciuni. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă în toate privințele. Ne întoarcem acum la textul nostru și la tema noastră despre familie. În pasajul pe care l-am citit, din Cuvântul Dumnezeu, aflăm că o parte din mobilierul de la cortul întâlnirii și, bineînțeles, apoi și de la templu, era un ligian de aramă care a fost construit din oglinzile femeilor. Dar pentru cei ce nu înțeleg un astfel de pasaj biblic,
trebuie să vă spun că în antichitate oglinzele nu arătau cum arată oglinda de astăzi. În antichitate oglinda era o placă de aur șlefuită foarte bine și te uitai pe placa aceasta, subțire, sau o placă de argint bine șlefuită până îți vedeai chipul în ea, ori o placă de aramă foarte șlefuită. Și se vede că femeile acestea, despre care vorbește Scriptura, din Israel, și-au dat oglinzile să fie topite și din aceste oglinzi topite s-a turnat ligheanul de aramă, un mobilier foarte important, pentru că orice preot și marele preot, înainte să intre în templu, înainte să intre în cortul întâlnirii, trebuia să treacă pe acest ligian, să se spele în apa din el pe mâini și pe picioare, pentru că dacă nu se vârșeau actul acesta, Domnul îi lovea cu moartea, nu îi lăsa să intre fie în cortul întâlnirii, fie în templu. Prin urmare, femeile au făcut un lucru extraordinar, după cum vom vedea pe parcursul mesajului, și vreau să încurajez astăzi partea feminină să se implice în lucrul Domnului și în biserică și în familie mai mult, pentru că nu este parte pe care am putea o face și nu este lucru pe care îl avem să nu fie însemnat în ochii lui Dumnezeu. Un lucru care îl pui în mâna lui Dumnezeu, aș vrea să notați aceasta, devine un instrument al puterii lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă spre exemplificare la acest pasaj biblic. În Exod, capitolul 4, versetele 2 la 4, cuvântul Domnului este acesta când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise. Și spune lui Moise să se ducă să îl scoată pe Israel din robia egipteană. Și Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, ce? Un toiag. Atât avea Moise. Versetul mai departe. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El arunca la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Următorul. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Deci ce ai în mână? Un toiag. Și a spus Domnul, cu toiagul acesta te duci și scoți pe Israel din robia egipteană. Pentru că uitați ce se întâmplă în versetul 20 din același pasaj, din Exod 4. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Moise și-a luat nevasta și copiii. I-a pus călări pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână, și știți dumneavoastră mai departe? Și-a luat în mână. Nu mai este toiagul lui Moise. Nu mai este toiagul lui Moise. Odată ce ai predat un lucru în mâna lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Dumnezeu scoate șarpele din el și după ce a scos șarpele din el și din tine care erai rău, Dumnezeu te face un instrument al puterii lui. Aleluia. Și cu acel instrument al puterii lui, Dumnezeu este în stare să bată un imperiu. De aceea spune, a luat în mână nu toiagul lui Moise, a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. A scos șarpele din toiag și acum toiagul acesta a devenit o armă în mâna lui Moise, o armă în mâna lui Dumnezeu. Cu acest toiag a despicat marea și cu acest toiag, când l-a ridicat, a putut să nimicească armata egipteană. Oglinda în Vechiul Testament are multe semnificații. De exemplu, este reflexie a creației divine. Ori, ce vrea să spun aceasta? Că Dumnezeu vrea să fie reflectat prin noi. Bunătatea Lui, natura Lui dumnezeiască, cum spune Sfântul Apostol Petru în 2 Petru 1 cu 4. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot ce privește evlavia și spune ca prin aceasta să ne facem părtași naturii dumnezeiești. Când Dumnezeu te naște din nou, nu mai ești omul acela vechi, așa cum ați auzit aici și s-a vorbit, care îți băteai soția sau îți blestemai soțul sau îți blestemai copiii, ești un om nou. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Lucrurile vechi s-au dus, spune Sfântul Apostol Pavel, iată că toate sunt noi. Oglinda trebuie să reflecte
Și oglinda în Biblie are această semnificație de reflectare a gloriei lui Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu în lume. Pe de altă parte, oglinda are rolul de a prezenta autenticitate. Proverbe 27:19, cuvântul Domnului spune: cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Când te uiți în oglindă, nu poți arăta mai macho decât ești. Arăți exact așa cum ești, nu? Oglinda este reprezentativă în Scriptură pentru autenticitate. Apoi este reprezentativă pentru asemănare. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Este asemănare. Ascultând de Domnul, lucrând cu Dumnezeu, fiind eliberați de sub influența celui rău, noi trebuie să ne asemănăm cu El. Și apoi, de asemenea, oglinda reprezintă în Scriptură adevărul. În Iacob 1:22-25, un pasaj pe care îl cunoașteți: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Am citit o istorie a unui businessman american care a primit în vizită niște musafiri din Germania. Și omul acesta, businessmanul acesta, este mărturia soției lui, omul acesta a ajuns așa businessman sau om bogat peste noapte. Și a ajuns bogat, a ajuns mare în termenii banilor, dar nu s-a emancipat. Însă el se credea că este mare boss, acum știa toate lucrurile. Și fiindcă a venit un musafir bogat din Germania, ce s-a gândit? L-a dus să vadă un muzeu în Statele Unite. Dar când s-au dus la muzeu, nu s-a putut opri din comentarii. Știți noastră că sunt oameni care știu toată arta, știu să-ți explice culorile, toate lucrurile, cum s-a pictat, de ce s-a pictat. Așa că imediat ce au intrat în muzeu a zis: ia uitați-vă la tabloul acesta. Este faimos, dar este nereușit. Soția lui l-a cotit, dar el nu s-a oprit. Zice: uite, culorile nu sunt prea bine amestecate. Expresia nu este cea mai bună. Și el și-a uitat ochelari acasă, știți? De aceea, când s-a uitat în tabloul acela, a comentat după snobismul lui. Soția iară l-a cotit și a spus: lasă-mă, dragă, că trebuie să explic ce înseamnă arta. La care soția a zis: dragă, tu nu vezi că te uiți în oglindă? S-a văzut pe el și a crezut că vede altceva. Oglinda reflectă adevărul, exact cum suntem. Și apoi ne întorcem înapoi la subiectul nostru, textul nostru. În Israel, femeile au trebuit să renunțe la oglindă, care era gloria lor. Orice femeie se uită în oglindă. Nu este păcat să nu creadă cineva că este păcat. Este păcat să nu te uiți în oglindă și să umbli prin casă neîngrijită sau neîngrijit și să vii la casa Domnului neîngrijită sau neîngrijit, ori în societate să te duci neîngrijit, gândind că așa i-ai făcut un serviciu Domnului, arătându-i cât de sfânt ai ajuns sau cât de sfânt ai ajuns. Nu. Femeia are nevoie de oglindă și oglinda este gloria femeii. Dar în Israel a fost un moment în care femeia a renunțat la oglindă. De aceea, în această seară, mesajul care mă voi adresa dumneavoastră se intitulează Femei și oglinzi. Femei și oglinzi. Voi vorbi cu precădere părții feminine, însă, fiind cuvântul lui Dumnezeu, mesajul meu va atinge toată suflarea, toată biserica. Ne vom uita la trei adevăruri care rezultă din textul pe care l-am citit și din lucrarea acestor femei, din ce s-a întâmplat și ce se poate întâmpla astăzi, după ce vom merge acasă. Ce se întâmplă în casele noastre, ce se întâmplă în societate.
În primul rând, haideți să urmărim împreună sacrificiul femeilor. Femeile au făcut un mare sacrificiu să-și dea oglinzile. Un mare sacrificiu. Dar înainte de a vedea cât de mare a fost sacrificiul lor, haideți să ne uităm în Biblie la câteva lucruri despre ceea ce semnifică femeia în Scriptură. Femeia în Scriptură este folosită ca un termen ilustrativ pentru foarte multe lucruri, pe lângă faptul că este femeie. În primul rând, este în Scriptură ajutorul potrivit pentru bărbat, Geneza 2:18. Să facem un ajutor potrivit pentru femei. Aș vrea să mă adresez bărbaților ca să înțeleagă ce este ajutor potrivit. Ajutor potrivit nu însemnează că cineva este inferior ție. Nu. Ajutor potrivit însemnează că cea de lângă tine, în cazul de față, soția, este egală cu tine și capabilă să te ajute în lucrurile în care tu nu te descurci. Pentru că de aceea ți-a dat ajutor potrivit. Bărbații nu se pot descurca în toate lucrurile. Oricât de mândri și de bătăioși ar fi ei. Au nevoie de taciul acela, de atingere aceea feminină. Uitați-vă că acesta este adevărul în Sfânta Scriptură, la unul dintre cele mai cunoscute pasaje biblice, Psalmul 46 cu versetul 1. Și veți înțelege ce însemnează ajutor potrivit. Cuvântul Domnului spune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ce? Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu e ajutorul nostru? Că e ajutorul tău? Cu niciun chip Dumnezeu nu este inferior nouă, nu? Ajutor însemnează să poată să facă ce nu faci tu. Ce nu ești tu capabil să faci, să rezolvi. Femeia este ajutorul potrivit, pentru că poate să facă ce nu pot face eu, soția mea. Poate să facă ce nu poți face tu, soția ta. Apoi, în Biblie, femeia este fiți atenți acum, instrumentul prin care a intrat răul în lume. Nu sună bine, așa? Dar este adevărat. Geneza 3:1-6 și 1 Timotei 2:14. Păcatul a intrat în lume întâia dată prin femeie, Eva. Atunci când a poftit, fructul oprit, și odată ce a mâncat din el și apoi a dat și soțului, a intrat păcatul și răul în lume. Dar când un bărbat necredincios și mulți credincioși, când aud lucrul acesta, imediat le crește inima. Atunci le punem la punct pe femei, dacă au intrat rău prin el. Să nu ne grăbim. Să nu ne grăbim. De ce? Pentru că dacă este instrumentul prin care a intrat răul în omenire, este și instrumentul binecuvântat prin care a intrat mântuirea în omenire. Puneți acolo pe ecran textul acesta din 1 Timotei 2:15 și să vedem cum îl explicăm. Pasajul acesta biblic. 1 Timotei 2:15. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Ați citit pasajul acesta. V-ați gândit vreodată ce însemnează pasajul acesta? Unii s-au gândit superficial și n-au dat atenție, cum vă spuneam dimineața, la citire și au crezut că mântuirea este prin naștere de fii. Cu cât mai mulți copii ai, ești sigur și ești sigură de mântuire. Să fie lucrul acesta drept? Eu vă spun că nu este drept. Și vă spun de la bun început, femeia niciodată n-a fost, nu este și nu va fi mântuită prin naștere de fii. Punct. Îl contrazic pe Pavel? Nu. Și vreau să înțelegem ce spune Apostolul Pavel. Ca să înțelegem ce spune Apostolul Pavel, vă pun câteva întrebări. Suntem la conferință de familie. Femeile creștine nasc copii? Da. Dar femeile necreștine nu nasc copii? Atunci și ele sunt mântuite. Dar vă pun o întrebare mai grea. Pentru că suntem la conferință, pot să pun. Curvele nu nasc copii? Bă, da. Atunci și ele sunt mântuite. Se nasc copii din viol?
Se nasc copii din incest. Se nasc copii prin fecundare în vitro, neprobetă. Și acum mai nou se pot naște copii prin clonare. Adică se ia o celulă din piele, de oriunde din corpul omenesc. Se ia o celulă, două celule se iau. Și ca să înțelegem ce este clonarea și să vă spun ceva ce se întâmplă în Statele Unite la ora aceasta. Una din cele două celule, pentru că celula este mare și la microscop se poate vedea, una din cele două celule cu un ac de siringă foarte, foarte fin este injectată și nucleul din mijlocul ei este absorbit. Este adormit întâi ca să nu reacționeze. După ce este absorbit nucleul din ea, se ia nucleul și din cealaltă celulă și din prima din care a fost luat nucleul este injectat nucleul celelalte celule. Când celula se trezește, ea are memoria ei și are felul ei de a fi, așa a făcut-o Dumnezeu. Când celula se trezește, ea are impresia că s-a produs o fecundare. Și imediat începe să se comporte ca și un embrion în pântecele mamei. Începe să se divizeze în gastrulă, în morulă, ca să se ducă spre embrion și când ajunge la o divizare mai mare, celula aceea este implantată în pântecele unei femei surogat și se naște un om care este copie identică a acelui din care a fost luat celula. Asta este clonarea. De exemplu, la ora actuală, în Statele Unite, este un caz la Curtea Supremă care sună în felul următor. Este această familie de foarte influentă din Statele Unite, businessmen, soț, soție, au o singură fică. A murit doamna, mama, și fica a rămas cu tata. La 29 de ani a murit și tata. Rămânând mai multă vreme cu tata, s-au alipit așa de olaltă, pentru că au fost mângâiere unul pentru celălalt, ca și tată și fică. Și au ținut foarte mult unul la celălalt. Când i-a murit tata și era pe punctul să moară, fata aceasta a cerut doctorilor să ia piele din tatăl ei până nu a fost mort. Pentru că e mai ușor așa. A luat piele, o porțiune de piele din tatăl ei și imediat a pus bucățica aceasta de piele într-un container pe care l-au pus în nitrogen. Nitrogenul îngheață la clipeala ochiului și îngheață fără să facă cristale de gheață. Când îngheață normal, se fac cristale și cristalele acestea împing și zdrobesc celula. De-aia nu mai poate să fie folosite. În nitrogen îngheață dintr-o dată și îngheață fără cristale de gheață. Și a pus containerul acesta într-o bancă specială la îngheț cu nitrogen și a cerut Curții Supreme, pentru că Curtea Normală a refuzat-o, Curtea de Apel a refuzat-o și acum este la Curtea Supremă cazul ei și cere așa, să-l cloneze pe tatăl ei și să-l pună în pântecele ei ca să-l nască încă o dată pe tatăl ei. Lumea a dat în nebunie. Asta înseamnă să te amesteci în treburile lui Dumnezeu. Aici este societatea contemporană. Deci să nasc oameni și prin clonare. Deci dacă Biblia zice acolo prin Apostolul Pavel, totuși femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Sunt atâtea feluri de naștere. Și cei care nu cunosc Dumnezeu nasc, și păgânii nasc. Apostolul Pavel nu vrea să spună lucrul acesta că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Ci Apostolul Pavel vrea să spună următorul lucru. Dacă păcatul în lume a intrat prin femeie și a intrat prin Eva, oricine trebuie să știe următorul lucru. Mântuirea a intrat în lume tot prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii. Proces în care s-a născut în lume sămânța femeii. Iisus Hristos. Ați înțeles? Deci, prin procesul nașterii de fii, proces în care s-a născut sămânța femeii, nu a bărbatului, sămânța femeii. Iisus Hristos. De aceea, femeia este instrumentul prin care a intrat și mântuirea în lume. Are un rol important în gândirea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știți foarte bine că femeia este primul purtător de cuvânt al mesajului învierii din morți, a Domnului Iisus Hristos. Cine a fost cel care a dus mesajul prima dată? Maria Magdalena. Femeia, pe de altă parte, este un simbol pentru Israel. Ieremia 6:2, Isaia 54:6.
Este simbol pentru biserică. Psalmul 45 cu 9, Galaten 4 cu 26. Este și simbolul apostaziei, Apocalipsa 17 cu 4. Este simbolul credincioșului înțelept, pilda celor 10 fecioare, Matei 25, 1 la 2. Femeia este simbolul respectului în familie, Proverbe 31. Pe de altă parte, femeia este partea din familie care este înclinată spre podoabe, bijuterii. Isaia 32, 9 la 12, Proverbe 31 cu 22, Isaia 3 cu 16. Dar o să mă întrebați, e voie să poarte femeile bijuterii? Nu știu, ce răspundeți dumneavoastră? Este voie să poarte bijuterii. Deci nu vă dezleg eu. Sfânta Scriptură spune că este voie femeile să poarte bijuterii, femeile credincioase. În 1 Petru 3 cu 6, cuvântul Domnului spune următorul lucru și aș vrea să vă explic ce spune și acolo. De aceea trebuie să dăm atenție la detaliu. Zice Sfântul Apostol Petru că Sara își numea pe soțul ei cum? Domnul meu. Și apoi în versetul 6 spune următorul lucru. Voi să fiți ca Sara. Căci dacă ați făcut așa, fiicele ei v-ați făcut voi. Dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Eu vă pun o întrebare. Cum credeți că a fost îmbrăcată Sara? Cum credeți că a fost îmbrăcată Sara? Dacă atunci când a trimis să o pețească Isaac pe Rebeca, ce i-a trimis? Verigi de aur, bijuterii de aur, lanțuri. Și la picioare i-a pus. Biblia nu interzice, să spun, Dumnezeu nu este ipocrit. Dumnezeu folosește aurul ca asfalt în împărăția lui. Străzile vor fi de aur. Și Dumnezeu nu este ipocrit ca cineva să n-aibă aur. Nu pentru că l-am eu, pitește, nu. Dar Dumnezeu este împotriva preocupării numai pentru bijuterii și să uiți să te preocupi de inimă. Asta o interzice. De aceea când Biblia spune nu cu scule de aur, Sfântul Apostol Petru spune, dacă vreți să vă câștigați bărbații, câștigați-i prin comportamentul vostru, nu prin ornamentul exterior. Câștigați-i cu credința voastră, cu sufletul vostru bun, cu inima voastră bună, căci lucrul acesta place lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, femeia în Scriptură este gloria bărbatului și simbolul purității sfințeniei. Dacă ne întoarcem la ce am spus, femei și oglinzi. Femeile au făcut un sacrificiu foarte mare dându-și oglinzile. Foarte mare. Și anume, ce au făcut ele? Primul lucru pe care trebuie să-l vedem este sacrificiul femeilor. Sacrificiul lor constă în două lucruri. Primul, ele au renunțat la gloria lor. Au renunțat la gloria lor. Pentru că oglinda este gloria femeii. Felul în care se curățește, se aranjează, se pregătește pentru soțul ei, pentru societate, pentru biserică. Nu cred că ne-ar sta bine să venim oricum la casa Domnului. Și nu cred că stă bine nimănui în casă să umble nespălat, să umble nearanjat, să umble oricum. Nu mai trăim într-o societate de felul acesta. Și Biblia nu onorează dezordinea și nu onorează mizeria. Biblia onorează civilizația, transformarea și o gândire sănătoasă. Dar femeile au renunțat la gloria lor. Prin aceasta vrând să spună următorul lucru. Și ascultați-mă bine. Haideți să o luăm întâi cu noi, cu păstorii, ca să nu credeți că avem ceva de lucru cu muzicieni acum. Cu noi păstorii. Dacă ai predicat bine, dacă am predicat bine, întrebarea este aceasta. Cine se onorează prin predica mea? Cine se onorează? Dacă nu se onorează Domnul, am predicat degeaba. Am predicat degeaba. Marele predicator Charles Spurgeon, secolul XIX, spune că într-una din zile a ținut o predică foarte bună, foarte puternică și a venit un tânăr și a spus: domnule pastor, domnule pastor, am vrut să fiu primul care să vin să vă felicit și să vă spun că așa predică n-am auzit niciodată. Și Spurgeon ne-a spus, ești al doilea. Păi cum zice, că n-am venit nimeni la asta. Ce a fost diavolul, primul. În slujirea noastră,
În slujirea noastră trebuie să se onoreze Domnul. Femeile au renunțat la gloria lor. Noi nu căutăm gloria noastră. Dacă ai cântat, de ce ai cântat? Să se vadă cât ce voce bună ai sau cât de grozavă ești la instrument? Nu! Dacă ai făcut lucrul acesta, n-ai făcut o lucrare pentru Domnul. Din orice facem, trebuie să fie glorificat Dumnezeu. Să fie onorat Dumnezeu. Pentru muzicieni. Știți, evreii au avut niște obiceiuri foarte bune. Că de multe ori sunt probleme în biserică cu muzicieni. Și atunci evreii au rezolvat foarte repede problema cu muzicienii. Ei sunt prieteni, nimeni de aia vorbesc așa. Și știți ce făceau? Când mergeau la război, pe ei puneau în frunte. Nu-i așa? Nu de aia, nu? Dacă te-ai rugat însoțit de Ungerea Sfântă, cine a fost glorificat? Cine a fost onorat? Deci puneți această întrebare. Pentru că ce se întâmplă aici cu femeile acestea, lucrarea lor, este lucrarea care trebuie să ne vorbească nouă. Au renunțat la gloria lor. Talentul tău, pe cine onorează? Chemarea ta, pe cine onorează? Dacă ai făcut o donație mare, pe cine onorează? Dacă ai îmbrăcat niște săraci, pe cine onorează? Femeile au renunțat la gloria lor pentru că au vrut și ele ca prin această slujire mică de la templu să fie onorat Dumnezeul lui Israel. Să fie onorat Dumnezeul, Mântuitorul lor care i-a scos din robia egipteană. Aceasta este întrebarea. Al cui chip se reflectă în slujirea noastră? Al cui chip? Și apoi, pe de altă parte, în sacrificiul lor, femeile au renunțat la sine. Deci, nu numai la gloria lor, au renunțat la sine. Pentru că renunțând la oglindă, au renunțat la ele. Și aceasta este marea lucrare creștină. În familie, soția trebuie să renunțe la sine pentru soț și pentru copii. Soțul trebuie să renunțe la sine pentru soție și pentru copii. Vreau să vă spun că am foarte multe evenimente în perioada aceasta de timp acasă, acolo în California. Și soția mea avea nevoie de mine, cum se spune, ca de apă și ca de aer. Dar a trebuit să renunțe și să-mi spună, du-te, dragă, pentru că acolo sunt frați și surori, sunt oameni mulți care așteaptă un cuvânt de la Domnul, du-te. Încerc să mă descurc fără de tine. Trebuie să renunți. Dacă nu renunți la tine, n-ai o familie binecuvântată. Dacă nu te dedici soțului, dacă nu te dedici soției, dacă nu te dedici copiilor, nu mergi departe cu familie. Dacă nu renunțăm la noi, biserica nu merge departe. Vreau să vă spun un secret. Știți de ce ne pleacă mulți din biserici? Știți de ce? Vă spun eu care e secretul. Pentru că nu se văd. Dacă nu le place cum cânt, mă duc. Dacă nu le place cum predic, mă duc. Și să plimbă și să plimbă și să plimbă pentru că nu se văd. Noi nu suntem aici să ne vedem. Cine suntem noi? Suntem aici să dăm glorie Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așa trebuie privită lucrarea lui Dumnezeu. Renunți la gloria ta, la slava ta? Da, este plăcut să spui unui păstor, a fost bună predica, m-a zidit. Este bun să spui fraților care cântă, m-a zidit cântarea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu este o laudă de sine, este o încurajare, pentru că sunt destui care ne descurajează. Să nu credeți noastră că toată lumea vine și ne bate pe umăr, nu. Că sunt oameni care vin la biserică, dar vin degeaba. Ei deja știu toate lucrurile. Ei știu toate lucrurile. Orice îi înveți, ei știu. Au răspuns la toate problemele.
Este ca și în această fabulă cu Esop. Când eram copil, era o carte, Esopia, îi spunea. Esop a fost un fabulist în lumea antică, se spune că pe la curtea regelui Xerxes. Aș de roși din Biblie. Și spune că într-o zi, Xerxes și-a trimis slujitorului să mai cumpere niște sclavi. Și cineva l-a avut sclav pe Esop. Esop era un om scund și mai mult rotund decât înalt. Urât la față, cu vărsat, așa, ciupit. L-a dus să-l vândă și pe Esop. Și l-a pus între doi alți sclavi, dar musculoși, bine făcuți, înalți. Adică a venit un cumpărător de la curtea regiului Xerxes și s-a uitat la cei trei care au pus în rând, s-a uitat la primul sclav bine făcut, la i-a pipăit mușchii, s-a uitat la dantură. Când a trecut pe lângă Esop, nici nu s-a uitat la el, s-a dus direct la celălalt. Apoi el s-a dus la primul și l-a întrebat: tu ce meserie știi? Și istoria spune că ar fi răspuns: eu le știu toate meseriile. S-a dus la celălalt, bine, sclav, și a zis: și tu ce meserie știi? Și eu știu toate meseriile. Apoi s-a oprit în dreptul Esop și a zis: băi, urâtule, dar tu ce meserie știi? La care Esop ar fi răspuns: eu nu știu niciuna. Păi cum mă, și urât, și așa cum ești, și nu știi nimic? Păi zice: nu mi-a mai rămas nimic de învățat, că ăștia doi l-au învățat pe toate. Și l-a cumpărat, bineînțeles, și la curtea regiului Xerxes, Esop a ajuns un nume celebru și astăzi el este pomenit în antichitate, mai ales prin fabulele lui. Celebritate. Dar celebritatea nu trebuie să ne facă să fim oameni mari în biserică, oameni mari în familie, oameni mari în societate. Nu. Dacă purtăm în noi chipul lui Hristos, aceasta trebuie să se reflecte. Când cineva se uită la tine și la mine, trebuie să înțeleagă: omul acesta este mântuit, este al lui Dumnezeu. Cred că am spus în București la biserică, dar vă spun și în asta. Am un prieten în America, mai mulți prieteni, dar acest prieten este un om în vârstă acum, un lucrător al Domnului, s-a pensionat, are 80 de ani, este foarte bolnav. Însă imediat după ce s-a pensionat, am lucrat câțiva, vreo 15 ani cu dânsul în Statele Unite, imediat după ce s-a pensionat, m-a sunat la vreo 6 luni de zile și a spus: Lazar, așa îmi spun americane, vreau să vin la tine, vreau să vin să te văd, că îmi place cu tine, până încă pot să umblu, până... Frate Rayburn, vă aștept cu mare bucurie. Ne-am uitat amândoi în agendă, eu în capătul din America, el în celălalt, pe coasta de est, și a zis: uite, eu în weekendurile acestea aș putea să vin. Și am zis: și eu sunt acasă în weekendurile acestea. Mi-a spus data când, a zis: vă luați bilet și eu vi-l decontez biletul, veniți, frate Rayburn, noi să sunteți ca un părinte spiritual pentru mine. Și mi-am zis așa: Lăzar, dacă vin, de data aceasta nu vreau să stau la hotel, vreau să stau la tine în casă, să pot să povestesc cu tine și să-i spui lui Magdalena când vin, soția mea, să fac o mămăligă bună. L-am învățat să mănânc mămăligă. Bine, frate Rebăr, m-am dus, l-am luat de la aeroport, am venit acasă, soția a pregătit o mămăliguță bună și stăteam la masă și mâncam. Și îmi spune fratele Rayburn: Lăzar, știi ce am pățit asta? Și nu știu ce ați pățit, fratele Rayburn. Deci am venit și pe când să ajung la poarta avionului ca să intru în avion, s-a anulat zborul. A fost o furtună mare în Atlanta. Din Atlanta zbura la noi în Los Angeles. 5 ore cu avionul, distanțele sunt mari în America. Și a spus... pe toți ne-a pus să stăm în rând ca să ne redirecționeze cu alte zboruri, că așa se întâmplă când se anulează unele zboruri. Și a spus, eu am stat la o codă lungă. Stăteam liniștit, am zis, păi ce o fi, dacă pot mă duc, dacă nu, nu mă duc. Și poate zice, am stat 5-7 minute, n-am fluierat, n-am cântat, n-am zis nimic. Am stat liniștit și aștept să-mi vină și mie rândul acolo în față. Și după această perioadă de timp de așteptare, dintr-o dată omul din fața lui
spunea fratele Reban. S-a întors pe mine și a zis, tu ești creștin, nu-i așa? Și a zis, da, sunt. Ce, te-am simțit, domnule, că m-ardea în spate. S-a tulburat dracii din el, știți? A fost deranjat, e un om al lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să simtă cine suntem. Dar nu vor vedea cine suntem dacă ne etalăm pozițiile, ne etalăm, știu eu, puterea, influența. Aceasta nu ne ajută. Femeile, donând bucățica aceea de aramă lustruită, oglinda lor, un lucru lipsit de valoare, să spunem, au renunțat la gloria lor și au renunțat la sine. Când nu renunți la gloria ta și nu renunți la sine, pățești ca și acest american. Statul Texas, în Statele Unite, este un stat foarte întins, are stepe multe și de aceea una din industriile statului Texas este creșterea de animale. Au niște vaci speciali, niște coarne lungi. Dacă ați mâncat vreodată grătar din acesta american, Angus, spune. Este cel mai gustos grătar care se vinde în marile restaurante americane și în lume. Am văzut că și la București este acum, la Vaca Mu, dacă vă duceți, la restaurant este Angus beef. Și povestea acest fermier, zice, într-o zi a venit la mine un inspector federal și a zis, ni s-a spus la noi la centru că n-ai declarat mărimea fermei tale, câte vite ai, ca să te eschivezi cu taxele, cu impozite. Și fermierul i-a spus, domnule, eu nu îmi vând cinstea pe un bou, domnule. Eu am declarat totul. Poate să vină guvernul să-mi numere vacile, tot ce am aici. Că nu că cine ne-a informat pe noi știe bine. Și a spus, domnule, aveți mandat să mă verificați, să mergeți să numărați? Și a spus, n-am mandat, dar uite, legitimația mea, și arăta legitimația aceea federală, semnul puterii, asta îmi dă dreptul să te verific. Domnule, dacă ai timp și crezi că poți, du-te acolo și verifică. A sărit el peste gardul unde era împrejmuite o turmă mare de vite și cum a sărit gardul, l-a văzut un taur din acela, așa. Și când l-a văzut taurul și i-a simțit mirosul, s-a luat după el. Și a fugit, n-a știut acum pe unde să iasă de acolo și a început să strige la fermier. Scapă-mă, scapă-mă, vină și oprește-l. Fermierul, mai hâtru așa, a zis, auzi, arată-i legitimația. Dacă aia îți dă putere. Putere omenească, poziție omenească, talent omenesc. Aceasta sunt bune dacă sunt subordonate lui Dumnezeu. Nu sunt subordonate lui Dumnezeu. Nici în familie soția nu face lucru bun, nici soțul nu face lucru bun. Totul trebuie subordonat în Hristos, pentru că Biblia și spune, supuneți-vă unii altora în Domnul. În Domnul. Trebuie să asculți de soție, trebuie să asculți de soț. Trebuie să asculți de soție încoată, trebuie să asculți de soț. Și știți bine, pentru că dacă nu ascultați de soție, cine știe ce se întâmpla. Au renunțat la sine. Au dat dovadă de respect pentru cuvântul Domnului. Au dat dovadă de unitate femeile acestea, pentru că în cuvântul Domnului, de exemplu, Exod 25:2 spune, vorbește copilul lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar. Aramă. Menționează și aramă. Nu au avut altceva femeile acestea. Avem o oglindă. Frate Moise, atât avem noi. Putem să dăm și noi pentru Domnul. Așa trebuie să se întâmple și în biserici. Facem colecte pentru, mă rog, o cauză, pentru un scop special. Păi să dea fratele Vasile. Eu nu vă cunosc care ce bezuri aveți, dar poate că dânsul e mai bogat, că e capitan. Că el e businessman. Eu n-am ce să dau. Întrebarea este, ce ai? Ce ai? Știi de ce nu dai? Pentru că încă e șarpele acolo.
Este șarpele în dolarul tău, este șarpele în euro, este șarpele în banul tău. Ia scoate-l de acolo și vei vedea că poți să dai. Și poți să faci ceva frumos și glorios pentru Dumnezeu. Primul lucru a fost să vedem sacrificiul acestor femei. În al doilea rând, Salvatorul și femeile. Uitați-vă în Exod 30, 18-21. Să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă, pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să-și spele în el, să se spele Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Lucrarea acestor femei este o lucrare care simbolizează lucrarea Salvatorului Iisus Hristos. Ligheanul acela de aramă, făcut din oglinzile lor, din bucățelele acelea de aramă șlefuită, topit acum și turnat un lighean special. Avea rolul să spele marele preot și preoții, ca să poată să facă slujbă la cortul întâlnirii în vederea ispășirii lui Israel. Și slujba femeilor a fost una care să zugrăvească pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost și este singurul în univers. Nu Allah, nu Mahomed, nu Buddha, nu Confucius, în ciuda corectitudinii politice contemporane, când toate religiile sunt pașnice, nu mai umblă și cu centură pe ele. Singurul care e Domnul Păcii este Iisus Hristos. Singurul care are pace este Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne învață să urâm pe semenul nostru, dimpotrivă, așa cum au cântat frații înainte, binecuvântați și nu blestemați. Nu ne învață să facem rău semenului nostru, ne învață dimpotrivă să binecuvântăm pe cei ce ne fac rău. Nu ne învață să ne încingem și să mergem să ne explodăm. Dimpotrivă, s-a încins el și a murit pentru noi. Lucrarea lui de curățire a fost aceasta, a renunțat la toată gloria lui. Dacă Dumnezeu mă ajută, în felul în care v-am văzut că ați cântat și ați vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos în cântare și în prezentarea de aici, mâine dimineață, dacă mă ajută Domnul, voi avea un mesaj special pentru dumneavoastră despre copilăria Domnului Iisus Hristos, pentru că suntem tot la tema de familie. Și am să vă spun lucruri pe care sunt convins că nu le-ați auzit niciodată. Eu nu le-am auzit până la vârsta aceasta de 62 de ani, abia acum de sărbătorile de iarnă. În toate studiile mele doctorale n-am auzit ce am putut descoperi acum în sărbătorile de iarnă. Ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos și de ce a fost așa de iubit de Tatăl Ceresc? Renunțarea Lui la sine a fost să renunțe la gloria cerului, să se coboare într-o lume primitivă. Câteodată vorbeam cu soția și ziceam, de ce o fi ales Domnul Iisus Hristos să se întrupeze, să se nască pe vremea aceea primitivă a Imperiului Roman? Să umble desculți? Dacă se năștea în vremea noastră măcar, că măcar avem mașină și purta cineva cu mașină. Dar atunci și un măgar trebuia să-l împrumute și nu aveau mulți, nici un măgar. Dar așa a ales el. Pentru că el s-a dezbrăcat de sine, spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, Filipeni 2:5-7. S-a lepădat de sine, s-a golit de sine, de toată gloria, de toată măreția, de toată puterea. Cu ce scop? Ca să te poată curăța pe tine, de păcat și pe mine. Femeile, prin lucrarea lor, au arătat ce poate să facă Salvatorul Iisus Hristos pentru noi. Au renunțat la ele, la gloria lor, ca preoții și marele preot al timpului să se spele, să se curețe, nu cumva să intre în cort după rânduiala pe care Dumnezeu a dat-o și să moară. Dar Iisus Hristos a venit și a murit ca să ne poată curăța pe noi, să ne poată spăla pe noi, să ne poată transforma pe noi. Lucrarea Lui este o lucrare despre care una din cântările noastre spune, n-are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Sunteți de acord? Amin. Măriți să fie Domnul. El a venit să mântuie, a venit să ne facă oameni noi, să ne facă mai buni, a venit să ne dea un sens nou vieții noastre. Și sensul acesta nou al vieții să se vadă în primul rând în familie. Pentru că exact cum vă spuneam dimineața, o familie bolnavă
înseamnă biserică bolnavă. Familii nesănătoase însemnează biserică nesănătoasă. Familii nesănătoase, biserici nesănătoase, însemnează societate bolnavă. Ceea ce poate vindeca societatea contemporană este familia lui Dumnezeu, este familia creștină. Oamenii se cred mari și tari în societatea din afară. Guvernanții se cred că sunt mari și au soluții, măcar că se văd neputincios să aducă soluții la crizele lumii contemporane. Dar lumea aceasta, dacă încă stă în picioare, stă din pricina bisericii. Pentru că biserica este sarea pământului. Și dacă încă prezervează ceva pământul acesta și încă este milă dumnezească ca să mai stăm în picioare, este datorită sfinților pe care Dumnezeu i-are pe pământ. Deci, haidem, începând cu casele noastre, să fim oameni acei de care se poate folosi Dumnezeu. Să fim în adevăr sare. Să fim oameni care să dăm gust lumii și oameni care să putem să slujim la prezervarea acestei lumi. Femeile, încă o dată, au vorbit despre Salvatorul Iisus Hristos și ele au această slujbă să lucreze la mântuire, la mântuirea fiilor, soțiile, mamele, la mântuirea soților lor dacă sunt nemântuiți. De exemplu, ele pot să aducă mântuire și pace în familie, 1 Petru 3:1-2. Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, adică sunt nemântuiți, să fie câștigați fără cuvânt, nu prin ornamente de aur, prin bijuterii, și să fie câștigați și prin purtarea soțiilor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Iată un rol important. Apoi, femeia, renunțând la gloria ei, aduce respect din partea semenilor. Cine renunță la gloria lui, își aduce respect. Uitați ce spune Iov. Ochiul care mă vedea, mă lăuda. Dar de ce? Pentru că ajuta pe sărac, Iov 29:12a. Sprijinea orfanul, binecuvânta pe nenorocit, slujea de bucurie prin ajutorarea văduvei, săracului și orfanului, se îmbrăca cu dreptate, se acoperea cu neprihănire, era ochi pentru orb, era picior pentru șchiop, era tată destituților, apăra pe străini. Și acum el este în necaz. Dar pentru că și-a păstrat sfințenia și demnitatea în necaz, Dumnezeu i-a dat înapoi îndoit. Ai dat o oglindă pentru că atât ai avut. Doi bănuți pentru că atât ai avut. Un pumn de făină și ai făcut o plăcintă și ai împărțit-o cu un străin. Atât ai avut. Dumnezeu binecuvintează casa aceea. Dumnezeu binecuvintează casa aceea. Nu există să lase Dumnezeu pe copiii lui să moară de foame ori să comită fapte necugetate. Nu lasă. Altfel și-ar dezonora caracterul și-ar dezonora cuvântul. Sfânta Scriptură spune foarte clar: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Și Dumnezeu face lucrul acesta. Când renunți la gloria ta și lucrezi cu Mântuitorul Iisus Hristos, este o încurajare pentru sfinți. Psalmul 52, versetele 1-5, vorbește despre lucrul acesta. Zice: cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de cel rău zicând: iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se vizuia pe răutatea lui. Oamenii care uită de Dumnezeu, și Dumnezeu o să le întoarcă spatele atunci când ar vrea să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu. Femeile au dat dovadă de sacrificiu și au dat dovadă de lucrare cu Salvatorul lor, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și apoi este al treilea lucru: spiritualitatea femeilor. Spiritualitatea femeilor. Spune: din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Da, frașesilor, doamnelor și domnilor, femeile acestea care slujeau la ușa cortului întâlnirii nu erau femei limbute, nu erau femei guralive, nu erau femei bârfitoare, nu erau femei care să facă probleme, ci erau femei spirituale. Erau femei spirituale. Și Biblia nu uită să spună lucrul acesta.
că femeile care făceau slujbe la ușa portului întâlnirii au renunțat la gloria lor, la oglinda aceea mică, ca să se facă obiectul acela pentru templu. Spiritualitatea în Scriptură sau evlavia se vede în viața de rugăciune. Psalmul 32 cu versetul 6, un pasaj cunoscut de noi. De aceea orice om evlavios, orice om evlavios, să se roage ție la vreme potrivită. O mamă sfântă se roagă pentru casa ei. Un tată sfânt se roagă pentru casa lui. Se roagă pentru copiii lui. Avem și un nepoțel prin harul Domnului, are 4 ani și jumătate. Îl încercăm de multe ori, pentru că soția îngrijește de el, îl încercăm de multe ori să vedem ce reacție face. Și noi avem un obicei în casă, noi nu ieșim din casă, soția cu mine și copiii noștri, avem 2 băieți, noi nu ieșim din casă până nu ne rugăm întâi. Chiar dacă am fugit mai până la colț să facem o cumpărătură, ne-a trebuit o pâine. Când ieșim din casă, noi ne rugăm. Și am învățat și nepoțelul să facă același lucru. Și unii lucruri încercăm să vedem ce reacție are. Hai că ne grăbim, hai că ne grăbim. Dar imediat strigă. Bunul, bunul, tu nu te-ai rugat? Tu nu te-ai rugat? Îmi crește inima. Îmi crește inima. Pentru că dacă a văzut această pildă și nu poți să înveți pe nimeni mai bine, poți să-i predici la un om de 100 de ori și îl enervezi. Îl faci mai rău. Predică-i cu fapt. Dă exemplu personal. Predică-i soțului cu purtarea ta frumoasă. Predică-i soției cu purtarea ta frumoasă. Predică părinților cu un exemplu personal. Ca nu cumva, nu cumva copiii să te copieze. Frate Trandafir Șandru, care a fost lider în cultul penticostal, ne povestea că într-o iarnă așa friguroasă cum e acum, s-a dus să viziteze niște familii. Și s-a încurcat prin București, acolo unde a căutat adresa pe care o căutat el. Și a văzut un copil așa, foarte subțire îmbrăcat pentru frigul de afară. De asemenea, murdar. Și a zis, băi, băiat, ia vină încoace. Tu cunoști locul ăsta de aici? Da, le cunosc, a spus. Dar tu al cui ești? Al dracului, bre. De ce vorba e asta? Și unde locuiești? În iad, bre. Și fratele s-a făcut miră de el și a zis, ceva nu-i bine cu copilul acesta. Și a zis, uite, eu vreau să te ajut pe tine, vreau să-ți dau niște bani, să te duci să-ți iai ceva. De ce vorbești tu așa? Cine-i tatăl tău? Dracu. Păi cum, mă? Păi zice, tatăl meu, zice, este un bețiv, o bate și pe mama și pe mine în fiecare zi. Și când îl vede mama pe geam că vine acasă, zice, iară vine dracul ăsta acasă. Și copilul a rămas cu aceasta, că el este copilul dracului. Și zice, vine iar acasă și e un iad casa noastră. De aceea el locuia în iad. Românii au dat cel mai frumos nume urmașilor lor. Copii de la copie. Copii de la copie. Pentru că ei te copiază. Ei ne copiază. Și copiii văd. În spiritualitatea aceasta a femeilor se vede prin faptul că erau femei evlavioase, se rugau. 2. Făceau fapte sfinte. Neemia 13 cu 14. Adu-ți aminte de mine, Doamne Dumnezeule, și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu. Este cu neputință să ne numim copiii lui Dumnezeu și să nu facem fapte bune, fapte sfinte. Și încă o dată, când ne gândim că facem fapte, să nu credem că faptele acestea trebuie să fie fapte mari, mari, pe care nu le putem face. Femeile acestea încă o dată și-au dat oglinda. O faptă mică, dar care vorbește mult. Și faptele noastre pot să fie multiple, multiple. Mi-aduc aminte că acolo la Cluj, unde a locuit soția, pe strada soției, era o femeie bătrână,
când eu am curtat pe soție și ne-am căsătorit, avea 75-78 de ani. Și biserica era în casă la părinții socrii. Și când mă duceam acolo, venea sora aceasta bătrână și avea șorț. Și venea așa cu șorțul, știam că avea ceva sub șorț. Venea și zicea, frate Lazar, tu ești omul lui Dumnezeu. Când vii aici, aud frații și vin să umple de frații aici la mine. Și apoi toți musafirii merg la voi, la mama soacră. La mine nu vin că-s bătrână și le rușine de mine să vină la mine. Și pentru că vin toți la voi, eu nu pot să stau cu inima să nu fac ceva. Uite, am adus aici 5 ouă proaspete. Poate faceți ceva de mâncare pentru musafiri. O bucată de slănină. Dar asta de fiecare dată, nu odată, de fiecare dată. Era slujba ei, era fapta ei. Era fapta ei. Și lucrul acesta, parcă mă umplea de putere. Am povestit-o în București, vreau să vă povestesc și aici. Femeia aceasta cu soțul ei mi-a dat o lecție de slujire cum nu mi-a mai dat nimeni în felul acela. Eram student la București și m-am dus în vacanță acasă. Soția era însărcinată, cu primul nostru copil, era în luna a șaptea, pierduse două sarcini și avea probleme cu sarcina. Și acum era mai mult în spital decât acasă, știți? Pe vremea lui Ceaușescu era atunci concediu medical, parcă spunea așa cumva, îți dădea 50-60% din salar și ăia erau banii care aveam în casă. Când eu m-am dus acasă, în prima săptămână de vacanțe, am dus 5 musafiri cu mine, pentru că așa am fost învățați acasă, în familia mea de 9 copii, în familia soției de 12, am fost învățați să iubim pe Domnul și să fim primitori de oaspeți, să ajutăm pe orice necăjit. Și acum, la țară, mama n-a vrut să meargă la oraș niciodată, locuiește singură, are 84 de ani. Musafirii cât se duc la biserică, mă refer la păstori cu soțiile lor, unde se duc? La sora Mărie, la mama, acolo stau. E singură, are grijă de musafiri. Asta este dragostea ei. Și când a plecat și ultimul musafir din săptămâna aceasta, prima de vacanță a mea, vacanță de vară, soția mi-a zis, dragul meu, după ce am făcut ordine în casă, să știi că nu mai avem niciun ban în casă. Dar când spun niciun ban, niciun leu, dragă, să mai cumpărăm o bucată de pâine. Ce ne faci? Ce să facem? Nu știu altceva, draga mea, decât să ne rugăm Domnului, că eu nu știu altceva. Eu nu aveam salar, că eram student, soția era mai mult în spital și ceva bani de concediu și tot. Mai sunt 3 zile până primesc bani de concediu medical, dragă. Și până atunci nu știu cum ne descurcăm. Hai să ne rugăm Domnul. Sau ne-a rugat Domnul. Și pe ce? Ne-a ridicat la rugăciune soția, zic către mine, dragă, cred că Domnul mi-a vorbit, am găsit soluția. Care? Zice, uite cum e. Ai venit de o săptămână în vacanță, n-ai văzut nici pe frații tăi, n-ai văzut nici pe frații mei. Așa că într-o zi mergem la frații mei, într-o zi la frații tăi și am rezolvat problema. Avem ce mânca și avem ce ne trebuie. Și ca să nu-mi supăr soția, că eu iubesc soția, am zis, ok, dragă, dar începem cu frații tăi prima dată atunci. Și zic și făcut, ne-am hotărât să ne ducem la unul din frații mei, îl cheamă Tori. Dacă ați fost prin Cluj, este dirijorul de fanfară din Biserica Mare din Carpați. Am coborât în stradă să mergem la troleibus, era cald, era iunie. Și așteptam să vină troleibusul. Aveam două bilete de acelea de troleibus, cum era pe vremea aceea. Știți că s-a luat curentul mereu și trebuia să schimbi mașinile. Soția era foarte rău cu sarcina, în luna șaptea nu putea să meargă pe jos. Și stând în stație și așteptând să vină troleibuzul, a venit un copil la noi. Era din etnia dumneavoastră, că după vorba mi-am dat seama. Nini, dă-mi un leu. Nu pot să văd un copil care îmi cere un leu sau ceva să refuz. Eu nu pot refuza un copil, vă spun.
căutat repede prin buzunar. Știam că n-am bani, dar automat. M-am căutat să... Poate că găsesc ceva. N-am găsit. Și atunci am căutat în geanta soției, ce n-am făcut niciodată până atunci. Și vă sfătuiesc, nu căutați în gențele soției. Și ispita. Am găsit un leu. Unul singur. Un leu. Mi-am zis eu așa, a venit cel rău și a început să vorbească cu mine. Dar dacă se ia curentul, ce faci? Că n-ai bani de taxe, n-ai bani de nimic. Cum ajungi tu cu Magdalena în Mănăștur, în cartierul celălalt? Iar celălalt capăt al orașului. Și am zis, mă, așa o fi. Și am zis la copil, ce vrei să faci cu leu, mă? Vreau să-mi iau unghețul pe nene. Fugi, mă, că nu ți-l dau, că nu m-am stat la mă. Nu ți-l dau. A zis copilul ceva și s-a dus. Când a plecat copilul, frați și surori, domnilor și domnilor, eu sunt un om educat și nu vorbesc alucinații, vă vorbesc adevărul cu frică de Domnul. Am auzit o voce în spatele meu care mi-a vorbit în felul următor. Lazare, de ce nu împlinești ce predici? Recent ai vorbit de văduva săracă care avea doi bănuți și ai spus că i-ai dat pe amândoi. Tu ai unul singur, tu de ce nu l-ai dat pe al tău? M-am uitat în stație, am zis, nu, m-a văzut cineva și m-am făcut de râs. Că știți, spune, să nu te vadă cineva să te faci de râs. Nu era nimeni în stație, frații mei, eu și soția. Am întrebat pe soție și am zis, dragă, tu ai auzit pe cineva vorbind? Și mi-a zis, nu. Atunci am înțeles că mi-a vorbit Domnul. N-am mai avut nicio îndoială. Și vă spun cu frică de Domnul. Am fugit după copilul acesta, l-am ajuns, i-am dat leu, numai să am pace. Numai să am pace. Și am venit înapoi și soția a zis, ce e cu tine, dragă? Te comporți foarte ciudat. Și am zis, nu pot să-ți spun că mi-e frică. Și am plecat. Nu s-a făcut pană de curent, am ajuns la Tori, la cumnatul meu. Dar pe când am ajuns la el, nu era acasă. Nu era acasă. Și am zis către soție, dragă, nu-ți face probleme, oricum aveam cheie de la apartament. Deci intrăm în apartament, te odihnești o jumătate de ceas și apoi mergem la sorota, că stă aproape, frații mei stau mai departe. Și am intrat în casă. N-am stat poate 10 minute și a sunat soneria. M-am dus și am deschis un alt cumnat, Neluțu. Oh, ce bine îmi pare să te văd, ne-am îmbrățișat, s-a ridicat și soția, am îmbrățișat pe sora lui, pe soția mea. Și a zis, sunt așa de supărat pe voi, mai ales pe tine, Lazar, de o săptămână ai venit de la București și n-ai venit tu să ne vezi nici pe noi, am auzit că nici pe la frații tăi n-ai fost, ce treabă e asta? Și am încercat eu să-i explic că, măi, n-am putut, am avut oaspeți, am avut 5 musafiri și n-am avut cum. Și stăteam numai într-o cameră în vreme ce. Așa că toți am stat într-o casă, toți am dormit într-o cameră. Să nu crede cineva că m-am născut pe pat de argint. Și în timp ce povesteam cu el aceste lucruri, Neluțu și-a băgat mâna în buzunar și a scos 100 de lei. Și a zis, ia 100 asta. Și a spus, Neluțu, nu iau pentru că știi că eu n-am bani să-ți dau înapoi. Magdalena mi-a spus că numai peste 3 zile ia ceva bani de concediu medical. Eu, student, eu n-am bani, nu vreau să împrumut bani, că nu vreau nici să se ducă veste că eu iau bani și îi dau înapoi. De asta nu-mi trebuie. Și mi-a zis, păi ăștia nu-s banii mei, ăștia-s banii tăi. Cum să fie banii mei? Ți-a dat Magdalena banii împrumut? Nu cred. Și a spus, nu, ăștia-s banii tăi. Păi bine, explică-te cum-s banii mei. Și auzi ce îmi spune. Păi astăzi m-am hotărât să vin să vă văd. Pentru că m-am așteptat să vă văd. Dar am știut că voi nu sunteți acasă, de aceea am venit direct aici la Tori. Ceva în mine mi-a spus, Lazar și Magdalena nu sunt acasă. Și zice, în timp ce veneam să mă duc la autobuz să vin la voi, am trecut pe lângă casa sorei Safta, despre care v-am spus, care venea cu ouăle sub șurț. M-a văzut și a zis, Neluțule, Neluțule, stai un pic, așa că te duci să-l vezi pe Lazar și pe Magdalena. Și a zis, da, chiar la ei mă duc. Stai un pic, Neluțule. Și a fugit bătrâna, m-am vorbit el, a fugit bătrâna în casă, cum a putut ea mai repede, și a venit cu suta asta. Și a zis, Neluțule, ia suta asta
și Duhul lui Lazar și lui Magdalena, că n-au bani de pâine în casă. Și Miluțul mi-a spus și a zis, soră Safta, dar dacă n-au bani de pâine în casă, doar el are 9 frați. Magdalena, noi suntem 12, le cumpărăm noi, dar nu se lăsăm să moară de foame. Miluțule, nu au bani de pâine în casă. Dar de unde știi dumneata? Te-o sunat? Că nu era un celular ăsta. Nu m-a sunat. Păi dar cum știi, Neluțule? Eu sunt femeie bătrână. Gavrila meu, că așa o chema pe soță. Tot așa. Noaptea noi nu prea putem să dormim. Și asta noapte ce m-am sculat la ora 3 cu Gavrila meu. Și ne-am pus pe genunchi. Și la ora 5 dimineața. Deci au stat de la 3 până la 5 dimineața. Ne-am pus pe genunchi și la ora 5 dimineața Domnul mi-a arătat o vedenie. Și am văzut o casă și Domnul m-a întrebat, ce vezi? Și am întrebat, spunea sora, și văd casa lui Lazar, unde stă Lazar. Și ce Domnul mi-a zis, uite-te pe masa lui și spune-mi ce vezi pe masa lui. Și m-am uitat pe masă, și nu, am zis, Doamne, nu este nimic pe masă. Și Domnul mi-a zis, ai văzut bine, vezi, robul meu n-are bani de pâine în casă. Din sărăcia ta, era un bătrân de aproape 80 de ani, din sărăcia ta iei 100 de dolari și mâine dimineață îi trimiți la robul meu bani de pâine în casă. Când a spus lucrurile acestea, vocea care mi-a vorbit în stradă, mi-a vorbit din nou, am auzit-o numai eu, o voce profundă, mai puternică decât basul meu. Și vocea mi-a zis așa, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Mi-a dat Dumnezeu o lecție prin niște oameni bătrâni care au stat lângă Domnul și care m-au învățat să mă încred în Domnul. Să mă încred în puterea Lui, în cuvântul Lui, în caracterul Lui. Și în Domnul te poți încrede. De aceea, dacă ai numai o oglindă, dacă ai un lucru care ții mult la el, nu lăsa să stea șarpele în el. Lasă pe Domnul să scoată zgârcenea de acolo, lasă să scoată Domnul lăcomia, lasă să scoată Domnul ura, lasă să scoată Domnul orice este urmă de șarpele cel vechi, din diavol. Și pune lucrul acela în mâna lui Dumnezeu. Pentru atunci când ai pus în mâna lui Dumnezeu, așa cum zice David, cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri înarmate. Cu Dumnezeu facem minuni. Femei și oglinzi. Ce poți tu să faci pentru Domnul? Te-ai gândit ca soție, ca fiica lui Dumnezeu, care Dumnezeu ceva pentru tine? Iată, un sacrificiu enorm, renunți la gloria ta. Iată, salvatorul din lucrarea ta. S-au curățat preoții. Prin fapta ta, dar mai ales prin trăirea ta, se poate curăța soțul, se pot curăța copiii și pot învăța legea lui Dumnezeu. Și apoi, uite-te la spiritualitatea pe care poți să o arăți. Nu că ești mai sfântă decât alții, cum este vorba populară, ci pentru că Domnul a spus, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Asta este secretul. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Vrei să se poată folosi Dumnezeu de tine? Vrei să se poată folosi Dumnezeu de casa ta? Să nu mai spui, cum este o cântare, nu știu cine a compus cântarea aceasta, pentru că eu aș scoate-o din harfele bisericilor. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, sunt săracă. N-ai ce-i da lui Dumnezeu? Nu cred. Nu cred. Dacă nu-i poți da o bucată de pâine lui Dumnezeu, împărțindu-o cu un copil homeless de pe stradă, dă-i lui Dumnezeu o rugăciune pentru oamenii lui. Dă-i lui Dumnezeu timpul tău. Du-te la casa Domnului și fă ceva acolo. Voluntariază ceva. Du-te într-o familie unde sunt mai mulți copii și spune-i soțului și soția aceea, eu am venit cu ai mei trei, pe lângă ai voștri opt sau cât sunt, lasă-mă că stau eu cu ei o zi, mergeți voi și ieșiți puțin, până la parc, să fiți împreună și voi doi, singuri. Poți să faci ceva. Nu există să nu poți să lucrezi pentru Dumnezeu, nu există. Și acesta este secretul, fraților. Cu cât te implici mai mult în lucrul Domnului și te încrezi mai mult în El, cu puținul acela pe care tu l-ai și de care dispui, când Dumnezeu scoate șarpele din lucrurile pe care le posedăm și te umple cu Duhul lui Cel Sfânt, devin mâna lui Dumnezeu, toiagul lui Dumnezeu.
și cu acest toiag al lui Dumnezeu putem să-L batem pe cel rău. Atunci poți să spui, mai tare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Și mă rog Domnului ca familie dumneavoastră să fie familii tari. Familii în stare să se sacrifice, familii în stare să trăiască în sfințenie și să familii în stare să lucreze cu Salvatorul, să fie lucrători împreună cu Domnul. Amin? Amin. Ne ridicăm în picioare. Și vreau să vă invit să ne rugăm Domnului. O rugăciune pentru casele noastre. O rugăciune pentru familiile noastre. O rugăciune pentru soția ta, o rugăciune pentru soțul tău. O rugăciune pentru copii. Dacă pilda pe care ai dat-o în familie n-a fost cea mai bună până acum, spune-i Domnului, Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. Și vă spun că Dumnezeu face un lucru care nu este în natura Lui. Când Dumnezeu te iartă, mai ales pentru aceia care au probleme, oare m-a iertat Domnul? Vreau să vă spun un lucru, să vă încurajez. Când Dumnezeu te iartă, Dumnezeu care este tot cunoscător, știe toate lucrurile, trecutul, prezentul și viitorul, Dumnezeu își impune să nu mai țină minte păcatul tău. Să uite. Și Dumnezeu nu va ține minte păcatul tău, păcatul meu. Mulțumesc. Ne rugăm Domnului.